Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din televiziunea română și face parte din familia Canal D de mai bine de 11 ani. Cristian Sabach are o carieră de succes și se bucură de notorietate în rândul prezentatorilor TV și de comunități mari în mediul online. Cristian Sabach este foarte activ pe rețelele de socializare și ține permanent legătura cu românii care îl urmăresc pentru activitatea sa ori pentru familia superbă pe care o are. Din nefericire, recent a căzut și el pradă hackerilor, iar pagina sa de Facebook a fost furată. Realizatorul TV le-a transmis un mesaj internauților în care le-a spus să nu trimită niciun mesaj contului oficial pentru că nu se mai află în posesia lui. Cu toate acestea, rămâne în vizorul tuturor pe site-ul său, acolo unde va comunica situația cu fanii până la rezolvarea problemei. Dragii mei, din păcate am căzut și o pradă infracțiunilor din mediul online, mi-a fost furată pagina oficială de Facebook, mă aflu în imposibilitate de a o accesa. Vă rog să nu mai trimiteți mesaje sau să livrați pe această pagină informații de orice fel. Rămân activ pe site-ul cristiansabach.ro, unde există și secțiune pentru mesaje, acolo va fi locul unde vom comunica în mediul virtual. Vă mulțumesc și vă voi anunța atunci când voi recupera pagina de Facebook, unde obișnuiam să ne și schimbăm opinii, a scris Cristian Sabach. Cristian Sabach se află de mai bine de 11 ani la pupitrul știrilor Canal D și intră în categoria celor mai buni jurnaliști de investigație din România. Vedeta a mulțumit tuturor pentru atenție și pentru faptul că rămân alături de el chiar și după trecerea anilor.